Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi începem cu continuarea proiectului nostru cu tabla. Am montat shortul de streașină. Acum începem să aducem tabla, cu toate că astăzi este un vânt ceva de speriat. Poate mai tare ca ieri, a anunțat și de ploaie, cu speranța că ne va lăsa să ne facem treaba. Bate vântul îngrozitor, am pus aici o mușama, pentru că pe aici le ridicăm și să nu cumva să zgâriem ulucul. Pe aici o să le ridicăm pe toate. Am pus deja două bucăți, bineînțeles, să nu sunt prinse decât le-am prins între ele, înădite. Vreau să pun și a treia foaie și apoi să-mi dau vinclu. Adică nu vreau să creșesc deloc cu nimic. Știți foarte bine că dacă plecați de acolo cu o eroare de 1 mm, 2 deja în cealaltă parte o să fie foarte mult și nu vreau asta. O să trească după aceea să lucrăm alea două bucăți pe dedesubt invers, nu avem încotro, pentru că ne comandă un pic această tablă, deci ne plecăm de aici și pusul întotdeauna bine peste. Cam asta este. Asta suntem în 3, o să mergem ceva mai ușor, dar sincer a început vântul foarte tare și deja a venit și câteva picături de ploaie, sper că ne lasă. Am mufat și cea de-a treia foaie, menționez că nu are niciun șurub acum pe șipcă, decât e mufat între ele. I-am băgat aici un șurub ca să nu cumva să nu ia vântul, provizoriu, bineînțeles în partea de jos, care nu se vede, aici o să vină tabla și acoperă. Acum o să fim în 3, unul acolo, unul în cealaltă parte și eu de aici o să văd exteriorul, ca să plecăm cu vinclu. Cam așa vine, dragi prieteni, am reușit și am blocat-o toată, bineînțeles, un onduleu da, unul nu și așa invers, paralel cu streașina, la fel, unul da, unul nu. Jos la streașină am pus la fiecare onduleu, pentru că există de acolo întotdeauna pericolul cu vântul să împingă, la margine la fel. Și la coamă la fel, unul da, unul nu. Numai bine, rămânem cu vreo 2 cm, vedeți, între aici o să vină acel aluband. Cam asta este. Haideți că ne băgăm cu continuare. S-a făcut aproximativ ora 11, am pus-o cam jumate. V-am zis, merge puțin greu pentru că bate vântul îngrozitor. Dar ușor, ușor... suntem încrezători, dăm înainte. S-a făcut aproximativ ora 12:30, aici am ajuns. Mai avem o foaie și o bucățică și am scăpat. Da, nu vă uitați la didașcă, știți că e 5 păilanții. Cam asta este. Aici avem destul de în regulă. Avem cei 3-4 cm de aer, 3 cm, care o să vină deasupra alubandul. Și cam asta e. Am pus și ultima bucată, a venit destul de în regulă, mai avem acum dintr-o bucată întreagă, trebuie să tăiem, vedeți, trebuie să tăiem o singură țiglă, să punem aici, dar asta după ce ne întoarcem de la masă. Am făcut semnul, o să trebuiască să tăiem la 25, dintr-o foaie întreagă, o să tăiem cu șoricelul, am pus o pânză de fier, pentru că cu foarfica merge greu pe lungime. Cam așa arată tăitura. A tăiat destul de bine. S-a făcut aproximativ ora 3:30. Cam așa am venit și cu ulucul pe această apă. Cineva m-a întrebat cum o să fac, dacă arunc apă de aici în partea cealaltă. Nu. Deci această bucățică de apă are apă separat, burlan separat. Acolo am făcut deja tăierea. M-am folosit, bineînțeles, de acest pendular, taie destul în regulă, nu face urme, nu face o tăietură cât de cât curată, am pus-o la mână. Acum urmează să tai bucățica asta de aici, de unde am bătut cu rățușca. Și pot să zic că am finalizat, urmează să pun alubandul și toate frontoanele. După aia o să vă arăt și cum venit acolo terminat cu acea streașină pe acea apă mică.
O să începem cu montajul alubandului. Bineînțeles, prima și prima oară trebuie cu un prosop curat să ștergem praful, că dacă nu, nu o să se lipească. Recomand, dacă este montat acest aluband și este frig afară, trebuie încălzit cu un uscător, cu un feon din acela de șantier, nu feon de păr, și cu ăla dacă n-aveți. Dar acum, la cât de cald este tabla, nu trebuie făcut absolut nimic. O să începem cu întinderea lui. Deci întotdeauna când puneți acest aluband, e nevoie neapărat de această roată ca să se muleze, că altfel nu se mulează. Deci niciodată, cât ați încercat cu mâna, niciodată nu o să se vadă bine. Uitați, deci cu asta se mulează foarte bine. Uitați. Asta odată lipit, nu se mai dezlipească niciodată. Acest aluband este un aluminiu cu bitum, are bitum pe spate. V-am zis, iarna, dacă faceți pe o temperatură mai friguroasă, este neapărat nevoie de un feon din acela de șantier. Cu o temperatură cum este acum vara, decât această roată. S-a făcut aproximativ o ora 5, 17. Vreau să vă arăt un pic cum am ajuns. Am pus alubandul, toată terminată, o să mă sui un pic sus pe acolo pe coamă să vă arăt un pic cum se vede. Cam așa se vede, uitați, alubandul pus, ăla e jgheabul mic care are burlanul lui separat, adică pe aia, apa aia mică, mi se pare cel mai elegant. Acum, na, fiecare cu gusturile lui, cu tacticile lui, eu așa am adus capul, așa am făcut. Da, am reușit și am închis tot, am pus tot în siguranță, deci nu mai plouă nicăieri, aparte că de când am pus acea folie era deja în siguranță. Acum aș vrea să încerc să pun vreo două borduri de-astea de fronton, să vedem cum se vede. Cam așa se vede, am reușit și am pus bordura de fronton din față, mai avem spatele și apoi montajul coamei, bineînțeles asta o să-l facem mâine, pentru că este aproximativ ora 6 și ceva. Cam gata, sunt descărcat, o zi întreagă să stau cu capul în jos îmi ajunge. Oricum, sunt mulțumit că am reușit să o termin, aproape terminată. Deci mâine mai am bordura de fronton din cealaltă parte, să pun coama și să rezolv problema aici unde ploua ca afară. Ei bine, dragilor, după cum am zis, este timpul de mers acasă pentru că suntem descărcați. Astăzi a fost o zi un pic foarte, foarte călduroasă, cu toate că de dimineață era un pic noradă, bătea vântul, dar n-a lăsat spre binele nostru că nu a plouat. Este tot în regulă. Ce să zic, rămâneți aproape de acest canal. Nu uitați să dați un like, să vă înscrieți la canal dacă ați ajuns întâmplător. Și veți fi la curent cu tot ceea ce fac. Cam asta este. Mâine ne vedem cu continuarea și sper cu finalizarea acoperișului. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!